Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume, tot pământul să se umple de slava Lui. Amin, amin. Cuvintele citite aparțin lui Solomon, potrivit celor scrise în Psalmul 72, cum de altfel știți, rămânem în Cartea Psalmelor, pentru a studia în continuare Psalmii lui Asaf, astăzi lecția a cincea, în care vrem să sesizăm, să vedem, așa cum prezintă Asaf, un Dumnezeu care controlează lumea. Lucrările lui Dumnezeu sunt uneori vizibile și pot fi citite cu ușurință. Alteori sunt ascunse. Dumnezeu lucrează de la distanță, lucrează indirect, dar totuși, mâna Lui poate fi văzută și lucrările Lui pot fi citite. Iată ce scrie Asaf în Psalmul 83, versetul 18, ca și o dorință, ca să se știe că numai Tu, a cărui nume este Domnul, Tu ești cel prea înalt pe tot pământul. Și încă de la început vă dau un exemplu din cartea Daniel, capitolul 4, unde este prezentat împăratul Nebucadnețar, care s-a crezut un suveran mondial, dar căruia Dumnezeu i-a administrat o lecție de durată pentru a înțelege ceea ce noi vrem să învățăm sau să ne reamintim minții noastre în slujba din această seară. În Daniel, capitolul 4, este scris de la versetul 35, din cuvintele pe care Nebucadnețar le-a rostit după ce a fost disciplinat de Dumnezeu timp de 7 ani. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. Și nu numai pe pământ. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică ce face. Iată ce scrie și în versetul 37, pentru a înțelege că un asemenea Dumnezeu atotputernic, un stăpân, merită să fie slăvit. Evreii evitau să folosească expresia Iahve sau Jehova, cum s-a fi pronunțat cel mai corect, și foloseau apelativul Adonai, stăpânul, pentru a arăta tocmai această măreție și autoritate divină, despre care vorbește și Nebucadnețar aici în versetul 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Iar Asaf, la rândul lui, revenind la cuvintele sale, citind din Psalmul 75, zicea în versetul 1, ceea ce vrem să fie o provocare, dar în același timp vrem să verificăm dacă este așa și dacă este, să o facem cu toată inima și bucuria. De Psalmul 75, versetul 1. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Vreau să sesizăm într-o primă parte a învățăturii noastre atitudinea multora din lumea aceasta care îl ignoră pe Dumnezeu și autoritatea Sa. Sunt în lumea aceasta unii oameni care nici măcar nu sunt interesați de autoritatea divină, ba chiar unii se împotrivesc acestei autorități, ridicându-se împotriva Domnului. Evident că n-au ce să-i facă lui Dumnezeu, dar cel puțin dezvoltă și manifestă o atitudine împotrivitoare, răuvoitoare. Alții, aparent mai sensibili în atitudinea lor, dar la fel de vinovată, sau cel puțin vinovată, sunt cei care cred că Dumnezeu este creator, El există, dar prerogativele și puterile Lui sunt limitate, iar drepturile noastre sunt mult mai mari decât le prezintă religia în general. Deci, cei oameni care sau cu care Dumnezeu ar trebui să împartă puterea. Dar să privim mai întâi la cei din tâi dintre ei care în indiferența și împotrivirea lor față de Dumnezeu se comportă greșit și
dacă nu se corectează la vremea potrivită, își vor lua osânda. Iată ce citim despre cei care refuză să gândească la Dumnezeu și să accepte voia și autoritatea sa în Psalmul 73, mai întâi versetul 11. Unii zic, ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Adică, este el interesat de problemele noastre sau chiar poate să cunoască tot ceea ce facem noi, tot ce gândesc toți oamenii, toate acțiunile lor? În ideea aceasta citim tot din Psalmi, capitolul 14, versetul 1 la 3, o atitudine neînțeleaptă, așa cum este numit aici, pagina 559. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și apoi apare constatarea, s-au stricat, oamenii fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uite de la înălțimea celor peste fiii oamenilor și vede că nu este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Pentru că omul fără Dumnezeu nu poate să aibă un destin și o viață bună. Dar pentru a înțelege mai bine acest mod de a gândi al oamenilor și atitudinea care o ia Dumnezeu față de ei, să deschidem împreună la 2 Împărați 19 pentru a vedea din câteva versete ce a vorbit un profet despre un împărat care se credea stăpân pe situație în vremea aceea. Era cel mai puternic. 2 Împărați 19, citim de la versetul 23. Sunt cuvintele rostite Domnul prin Isaia împotriva asirienilor și a conducătorilor Sanherib și a solului său Rabșache. Prin solii tăi ai batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților, coastele Libanului, voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui care este ca o grămadă grădină de poame. Am săpat și am băut ape străine și voi seca cu talpa picioarele mele toate râurile Egiptului. Vedeți, se credea ca unul care ar putea fi pus alături de Dumnezeu, despre care spune tot profetul Isaia că își măsoară cu palma anumite zone de relief de pe glob și controlează pământul și îl stăpânește, se joacă cu el cum s-ar juca un copil cu lutul. Așa credea împăratul Asiriei. Evident, el făcea aici comparație cu diferite țări pe care le-a călcat în picioare. Și în continuare este scris, n-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremuri vechi. Acum însă am îngăduit să se împlinească și să prefaci cetăți întărite în mormane de dărâmături. Locuitorilor sunt neputincioși, îngroziți și înmărmuriți. Au ajuns ca iarba de pe câmp și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul. Dar știu când stai jos, când ieși și când intri și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Și apoi le dă un semn cu privire la roadele și la condițiile lor de viață în continuare. Deci iată, până unde pot să meargă oamenii gândind la ceea ce fac ei și la Dumnezeu. Și nu vor să înțeleagă că de fapt tot ceea ce se întâmplă e cu îngăduința lui, cu acordul lui, că-și fără n-ar putea să facă nimic. Problema este că din această stare de indiferență sau de împotrivire față de Dumnezeu, cu vremea rezultă o împotrivire fățișă, din ce în ce mai agravantă, până la a fi demonică. Iată, întorcându-mă la psalmele Asaf, ce vă citesc din psalmul 76, și îl surprinde foarte interesant atitudinea oamenilor, foarte corect scrie, 76 de la versetul 4. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor.
Despoiați au fost vitejii aceia plini de inimă, au dormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta Dumnezeului Iacov au dormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu, cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? El prezintă aici cum Dumnezeu le-a întors plata pentru atitudinea lor. Dar iată ce zice în Psalmul 74 de la versetul 4. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău. Iată ce atitudine. Și a pus semnele lor drept semne. Apoi versetul 10. Unde Asaf întreabă, până când Dumnezeu va bați jocoria supritorul și va nesocoti vrășmașul fără curmare numele tău? Și versetul 22, scoală-te Dumnezeule, apără spricina, adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Deci, iată atitudinea demonică de împotrivire zilnică, permanentă, împotriva lui Dumnezeu, să mugească în templul său cel sfânt. Exact ceea ce scrie și Noul Testament, că diavolul vrea să se așeze în templul lui Dumnezeu prin lucrarea sa și să se dea drept Dumnezeu, de fapt cu scopul de a se împotrivi lui Dumnezeu. Să sesizăm acum pe cei despre care am zis că nu se împotrivesc ca și aceștia fățiși lui Dumnezeu, dar consideră că Dumnezeu este cu partea Lui și noi avem zona noastră unde avem libertate să facem ceea ce dorim și nu este treaba lui Dumnezeu să se amestece în toate aceste lucrările noastre, ba chiar ei consideră că nu-L limitează pe Dumnezeu prin acestea, ci consideră că Dumnezeu a dat această libertate oamenilor. În teologie a apărut în ultimele decenii prin teologii liberali, în mod special prin acel curent numit deism, conform căruia Dumnezeu ne-a creat, dar apoi lasă creația să curgă în mod natural și oamenii au libertate de decizie asupra acțiunilor lor, voința omului este literă de lege și ceea ce decide omul este recunoscut de Dumnezeu. Să fie oare așa? Pentru că aceste idei, în mod subtil, ne calcă pragul. Și legile care prezintă o libertate din ce în ce mai mare a copiilor, un drept de exprimare, o încercare a omului de emisiune în supranatural, pentru ca astfel să putem să-L împingem pe Dumnezeu într-o zonă cât mai restrânsă și noi să ne extindem. Pentru că omul n-ar fi mulțumit numai să controleze el pământul, ar vrea să cucerească loc în spațiu, loc în domeniul spiritual și să controleze în mod metafizic, să stăpânească. Câtă vreme lasă Dumnezeu pe oameni? Care este controlul lui Dumnezeu în această privință? De exemplu, se pune problema dacă oamenii vor putea să cloneze și să facă făpturi cu tehnica lor. Va îngădui Dumnezeu, cu alte cuvinte, că omul să ajungă până la pomul vieții? Să aibă acces la lucruri care i-au fost interzise până acum? Iată ce citim în Psalmii lui Asaf, în ideea aceasta, Psalmul 75, versetul 8. Să vedeți care este atitudinea lui Dumnezeu față de oamenii care jonglează cu aceste noțiuni și chiar operează în aceste domenii atât cât le este îngăduit. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până în fund, până la ultima picătură. Înseamnă că Dumnezeu îi are pe toți pe o listă și le pregătește la fiecare porția. Și atunci când El decide că și-au întrecut măsura sau că le este expirat timpul de har, îi atinge. Iată cum descrie David în Psalm 18 atitudinea lui Dumnezeu față de modul în care omul se raportează la Dumnezeu, cum se închină, cum îi slujește. Psalmul 18 de la versetul 25. Cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui.
Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, Tu mi-a prins lumina mea, Domnul Dumnezeu meu îmi luminează întunericul meu. Versetul 30. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. Deci ce citim din Scriptură sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a analizat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul? Adică cine ar putea fi controlul absolut și al exercita? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Este o altă putere? Au oamenii drept să facă mai mult de atât? Pentru că așa cum spuneam în expansiunea, cel puțin teoretică, a umanismului cosmic, adică a încercării omului de a pătrunde din sferele spirituale și de a-și aroga drepturi, de a schimba nu doar legi pe pământ și anumite lucruri, să zic, în domeniul obișnuit, ci vrea să pătrundă în afara limitelor terei noastre și a limitelor lăsate de Domnul, cum scrie și Pavel, că Dumnezeu a dat limite oamenilor. Mă întorc la psalmii lui Asaf, citind noțiuni mai profunde în ideea aceasta, psalmul 75, de la versetul 4. Eu zic celor ce se fălesc, adică oamenilor care pretind noi descoperiri, capacități, nu vă făliți. Și celor răi, nu ridicați capul sus. Omul trebuie să știe măsura și locul ce-i la rândul lui Dumnezeu. Nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atâta trufie. Pentru că în vremea noastră auzim vorbe de genul acesta, cucerim spațiul cosmic, omul este stăpân, poate să facă. Acum sunt oamenii, este o formă de îndrăzneală, chiar dacă nu este ateistă, cum a fost înainte în mod absolut declarată, nebunia e cu atât mai mare. Când pletim o formă teoretică de credință în Dumnezeu, cu încercarea de a-i restrânge lui Dumnezeu prerogativele și de a controla noi situația. Citesc în continuare. Versetul 6. Căci nici de la răsărit, aici este o idee foarte interesantă, nici de la apus, nici din pustie, pustia pentru ei era la miază zi, adică în sud, nu vine înălțarea. Ce punct cardinal a rămas neatins? Nordul, că la miază noapte, în concepție ebraică și potrivit celor scrise, era socotită reședința lui Dumnezeu. Și Asaf vrea să le spună, nu există nici vreo altă locație în univers unde să fie vreo forță și puteri care să poată controla lumea. Nici în răsărit, și asta nu înseamnă numai până în țara soarelui răsare în Japonia. Oriunde, într-o parte sau alta în cosmos, nu există nicăieri puteri. Puterea este la miază noapte, la scaunul de domnia lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea Asaf începea acest psalm cu cuvintele, Doamne, pe Tine Te lăudăm și înălțăm numele Tău. Și era un comunicat către toți oamenii, nu vă feliți, stați liniștiți. Nu există puteri nici pe pământ, nici în cosmos. Singura putere este la Domnul. Versetul 7 prezintă asta. Și Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. Adică face mișcări cum îi place, operează când dorește. Asta face cu oastea cerurilor, cu locuitorii pământului, căci Domnul este stăpân, slăvit să fie în veci. Iată ce citim în aceeași idee în psalmul 76, versetul 12. El frânge mândria domnitorilor, pentru că și conducătorii de imperii, de țări, au planuri. Alături de ei sunt consilieri în domenii ale științei sau alte domenii, știu eu, din câte au oameni în area lor de dezvoltare. El este înfricoșat pentru împărații pământului. Adică este stăpân și ei trebuie să se teamă. El își dovedește puterea. Când vrea îi schimbă, le dă voie, se ascunde de ei cu anumite lucruri. Și oamenii nu se pot împotrivi. Uite, chiar acum oamenii se frământă cu, știu eu,
o posibilă criză în domeniul bancar cu falimentarea unei bănci din Statele Unite și unii se tem, vine apocalipsa. Alții zic, nu, că ne redresăm. Așa se spunea și în profeți. Au căzut niște cărămizi, lasă că tocmim iarăși. Nu știu dacă acum este un început al sfârșitului sau mai încolo. Da. Tot vine, pentru că Dumnezeu stăpânește și controlează oamenii, îi lasă până când se derulează lucrarea Lui și apoi gata. Dumnezeu știe când e depus virgulă, punct și virgulă sau punct. Toate astea sunt în competența Lui absolută. Tot în această privință vreau să citim și din Ezechiel 28, unde este prezentat în mod nominal aici împăratul Tirului, dar în mod simbolic, aproape în general recunoscut, diavolul. Este cea mai puternică forță din cosmos, împotrivitoare lui Dumnezeu. Nu Hitler sau alții, ăștia sunt oameni. Au fost adevărați oponenți al lui Dumnezeu. Diavolul, el și poartă numele de vrășmașul, de împotrivitorul. Ezechiel, capitolul 28, versetul 2. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Versetul 6. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce ca străpunși de lovituri în mijlocul mărilor. Vei mai zite tu atunci în fața ucigașului sunt Dumnezeu. Și atunci tot așa o să spui. Măcar că nu ești decât om și nu Dumnezeu sub mâna celui ce te va ucide. Vei muri de moartea celor neteați împrejur de mâna străinilor, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu, adică El, stăpânul, Adonai, Elohim, slăvit să-i fie numele. Dacă așa stau lucrurile, haideți să vedem atitudinea noastră care ar trebui să fie, cum ar trebui să-L cunoaștem pe Domnul și să acceptăm providența Lui, controlul Său peste cosmosul întreg și peste ființele noastre. Asta chiar având în vedere cerurile noastre din zilele acestea înaintea Domnului. În ce măsură putem să ne bazăm pe ajutorul lui Dumnezeu și cum trebuie să apelăm la El? Să privim mai întâi cum s-au derulat lucrurile în Israel și apoi în celelalte națiuni. Pentru că Israel a fost poporul care a avut parte de cele mai multe lucrări prin care puteau să vadă mâna lui Dumnezeu, providența sa și autoritatea sa absolută. Mă întorc la psalmele lui Asaf și vă citesc din psalmul 76 de la versetul 1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion, și unde ar putea fi mai bine cunoscut un om decât acasă? Deci ei socoteau acolo locuiește Dumnezeu și noi am avut parte de cele mai multe haruri ale sale. Versetul 12 la 14 din Psalmul 74, pagina din stânga. Totuși Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, i-ai dat să mănânce fiarele din pustie. Așadar, ei aveau experiențe foarte multe cu Domnul și în continuare sunt menționate altele. Dar vreau să vă citesc, mi se pare bogat textul din Deuteronom, capitolul 4, pentru a vedea câteva din lucrările Domnului cu care se puteau afișa evreii că în cunoașterea lor cu privire la Dumnezeu și în lucrările care le-a făcut pentru ei. Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 32. Întreabă neamurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului până la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu și să fie rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fie căutat să ia un popor din mijlocul altui neam
prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și cu braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeu vostru în Egipt și sub ochii voștri. Deci nu poate fi pus nimeni alături de Israel în ce privește lucrările care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Aveau multe dovezi. De aceea și apostolii Noul Testament, când predicau, își începeau cuvântarea: Dumnezeu a luat pe Avram și a lucrat scoțând pe Israel din Egipt. Toate aceste minuni erau prea mari ca să fie trecute cu vederea. Astea aveau greutate. Ziceau ei aici: Dumnezeu ne-a vorbit de pe Sinai, noi am auzit glasul lui, noi nu vă spunem ce aveau alte popoare, că niște cărți scrise de niște bătrâni sau că s-a prezentat nu știu cine și i-a dat o viziune sau cineva a avut un vis. Ei au avut experiențe palpabile și au putut să vadă și să recunoască mâna și puterea lui Dumnezeu. Avem și noi totuși câteva experiențe? Avem. De aceea să binecuvântăm pe Domnul care lucrează în mijlocul nostru. Domnul vrea ca biserica să fie ca și Israelul de atunci. Noi cu atât mai mult față de cei din lume să-i cunoaștem autoritatea și să-L respectăm, să o recunoaștem. Mi-am reamintit acum acel caz când câțiva frați ce se constituiau într-o adunare au stat o vreme într-un local închiriat, apoi proprietarul a vrut neapărat să-l vândă, ei n-aveau banii necesari, s-a vândut până la urmă la licitație, n-aveau nicio șansă, s-au înscris pentru a-l dobândi niște oameni bogați, dar interesant, licitația s-a derulat undeva lângă o cale ferată și în timp ce era în plină acțiune, a oprit un tren. Nu că cineva a tras semnalul de alarmă, l-a tras Dumnezeu, defecțiune la locomotivă. Și s-a spus: va staționa aici cel puțin 2 ore, puteți să vă dați jos, să vă degajați. Unul din acei călători s-a amestecat și s-a înscris la licitație și a cumpărat el localul. Și frații ziceau: poate că de la cine îl cumpără mai putem închiria, ăsta e un străin. Și în final a întrebat, s-a interesat de situație, a zis: cine e conducătorul aici, vreau să văd omul de autoritate. Și în acea zi le-a donat localul de adunare și pe seara era a lor. Pentru că cei care sunt poporul Domnului cunosc cel mai mult controlul pe care Dumnezeu îl exercită, puterea Lui. El este mare, Iuda, spuneau evrei. Cei care cunoșteau lucrurile Domnului nu puteau să tacă văzând aceste minuni și întreba Moise: ați auzit vreodată așa ceva? Vreau să înțelegem că și cunoașterea suveranității și a tot puternicie lui Dumnezeu, controlului său, trebuie să ne dea siguranță și pace. Dacă nici cu un asemenea Dumnezeu nu avem pace, nu avem liniște și nu avem încredere în El, ce ar fi putut să ne facă mai mult? Unii se încred, cum zicem, Psalmul 20, pe puterile lor, cară, cai, ce se constituia atunci într-o forță ce putea să asigure o siguranță oarecare. Alții și-au construit cetăți, cum știți că antichitatea a fost plină de cetăți, care acum ce-au mai rămas din ele? Muzeu sau niște pietre dărâmate. Dar unde sunt locuitorii care se credeau la adăpost? Atâtea trădări, ca și calul Troian și câte altele. Singurul turn despre care zicea David, știți, el a avut experiențe speciale, turnul în care se adăpostește, stânca pe care stă la adăpost, de aceea zicea el: Doamne, du-mă pe stânca aceea unde pot să stau liniștit și acolo mă rog să-mi lungesc zilele și Tu mă vei păzi și îmi vei da siguranță. Ne întoarcem la Psalmul lui Asaf, 75, versetul 3, și citim ce siguranță ar trebui să aibă credincioși, despre care a scris Asaf. Poate să cutremure pământul cu locuitorii lui, deci nu doar cutremure de ordin fizic, și alte probleme. Căci eu îi întăresc stâlpii. Deci stâlpii sau ansamblele și construcțiile pe care le face Dumnezeu nu se dărâm așa ca și turnurile gemene sau ca și alte construcții din lumea aceasta cu care oamenii se fălesc, ca și Titanicul, care credeau că pot fără Dumnezeu. Dumnezeu nici arme n-a folosit, un bloc de gheață. A mai folosit nebunia lor ca să nu urce în bărcile de salvare și să moară o mare parte din ei. Tot
Aici citim de la versetul 9. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri. Voi cânta laud în cinstea Dumnezeului lui Iacov, deci acestui Dumnezeu care face toate aceste lucruri. Și voi dobori toate puterile celor răi. Puterile celui neprihănit însă se vor înălța. Doamne, ajută-ne! Și mai adaug cele scrise în Isaia, capitolul 48. Pentru că uneori mai sunt printre noi frați, surori, care trăiesc cu îngrijorări, cu neîmpliniri. Nu că Dumnezeu ne dă toate într-o zi, dar să avem liniște aceea că El controlează lumea asta. El controlează în modul cel mai minuscul orice celulă din organismul nostru. Și în același timp El controlează astele cele mai mari. Și nu cad meteoriți numai dacă El rostogolește vreunul, zis așa, poetic. Și nu se întâmplă nimic, nici cu un fir de păr. Vedeți cine ține evidența la fire de păr? Ne peptănăm și adunăm câteva. Și totuși astea sunt în grija lui Dumnezeu. Așadar Isaia 48, de la versetul 17. Așa vorbește Domnul răscumpărător tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeu tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Vă gândiți ce a plănuit Dumnezeu pentru ei? Auzi, nu să îți dea Dumnezeu așa momente de fericire cum ai stropi pe cineva cu un jet de apă. Să vină fericirea peste tine ca și undele de la mare când e flux și reflux. Să vină așa ca și uraganele astea ce năvălesc pe coastele unor continente. Așa siguranță și împlinire a vrut Dumnezeu pentru Israel. Și poate vă zice, dar nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit întru totul, că știți care a fost atitudinea lor, dar toate astea se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne va inunda de fericire, ceva ce nu poate fi spus. De aceea spun apostolii și ceilalți și au avut revelații în cer, că nu se poate povesti. Atunci toate aceste cuvinte vor deveni realitate în așteptarea acestor lucrări. Și cu siguranța ce ne dă un Dumnezeu ce controlează lumea, vom rămâne cu pace? Noi obișnuim să ne salutăm cu pacea Domnului. Ce înseamnă pentru noi pacea Domnului? Numai să nu fim certați unii cu alții? Evident că și asta. Sau și acea liniște. Eu mă culc și adorm în pace. Acum este seară. Iată că Dumnezeu a lucrat și în celelalte națiuni, dar într-un mod mult mai restrâns decât în Israel. Dumnezeu a folosit revelația generală, nu s-a lăsat fără mărturie deloc, dar într-un mod mai limitat. În această privință, tot din Psalmul lui Asaf, citim din 76, versetul 1 pentru Israel ce spuneam și apoi versetul 9. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare nume lui este numele lui, în mare este numele lui în Israel. Și acum 9. Când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Iată că Dumnezeu, deși s-a ocupat în mod special de Israel, n-a uitat nenorociții de pe pământ. Că și în psalm, în altă parte, știți-o dumneavoastră unde, faceți doar așa un proces de memorie, în același psalm scrie că atunci când strigă un neprihănit, Domnul răspunde și totodată scrie că Domnul ia aminte la ce îi spun cei nenorociți. Nu neapărat că sunt pocăiți. Dar Dumnezeu este milos. De aceea a spus la evrei, ai în vedere pe străin. Vezi cum te porți cu săracul, fiindcă eu nu pot să fiu neatent față de oamenii aceștia. Necăjiți. Dumnezeu a vrut printre celelalte națiuni să lucreze prin Israel, dar nu s-a prea putut folosi de ei. Rare sunt situațiile când a putut să se facă de cunoscut la lumea întreagă prin puterea sa. Lumea nu-l cunoștea. De aceea se închinau și la un zeu și la altul, asigurându-se și de ploaie și de mare, să nu vină peste ei oceanul, asigurându-se și de alte boli. Și altfel și-au luat drept sprijin fel și fel de zeități închipuite,
când Dumnezeul lui Israel putea să facă față cu brio, adică în mod absolut, la toate aceste situații. Să citim din Psalmul 82, că în toate vrem să pornim de la cele spuse de Asaf, unde scrie în versetul 8, scoală-te Dumnezeule și judecă pământul, căci partea a doua mă interesează, căci toate neamurile sunt ale tale. Adică, Doamne, și astea, totul le-ai creat, eu știu că te interesează de ele. Și vreau să vă dau ca exemple cele menționate în cartea Daniel, unde mai întâi în capitolul 2, prin ce au făcut evreii, s-a putut arăta pe pământ autoritatea și controlul lui Dumnezeu. Asta ar vrea Dumnezeu de la noi. Ești, poate ca și copil, îmi spuneau dintre băieți, singur pocăit în clasă. La locul de muncă sunteți doi credincioși. Pe stradă, o familie de pocăiți. Prin noi care îl cunoaștem, vrea Domnul ca și ceilalți să vadă că Dumnezeu controlează lumea, să le arătăm mâna și lucrarea Domnului. În Daniel capitolul 2 este scris în versetul 47 astfel. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeu vostru este Dumnezeu Dumnezeilor, deci e un fel de stăpân peste toți. Și vă rog să vă gândiți ce mentalitate avea el până atunci. Cum credea că o zeitate și alta, acolo era originea zeităților în Babilon. Și dintr-o dată descoperă, stai că nu noi am născut în concepțiile noastre aceste zeități. Și nu noi cunoaștem cine e mai mare. Uite, evreii ăștia, lor e mai mare. Și Domnul împăraților și el descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta, extraordinar să-i miră Nebucadnețar. Ce Dumnezeu? E mai mare ca ai noștri. Apoi tot în cartea Daniel, citim din capitolul 3, pagina de dreapta, versetul 28 și 29, Nebucadnețar, același împărat, a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșa și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, vedeți siguranța aceea pe care trebuie să o avem noi, că Dumnezeu controlează situația. Și mai degrabă au vrut să-și sacrifice trupurile decât să se închine altor Dumnezei. Pe 29, acum, iată porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșa și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Avem și noi încrederea aceasta? Să vorbim despre Domnul și chiar să rugăm pe Domnul să facă lucrări în așa fel încât lumea să vadă și să-L cunoască pe Dumnezeu. Și tot de aici mai citim din capitolul 6, versetul 26 și 27. Unde sunt cuvintele lui Dariu care a zis, poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Nu-l cunoștea mai mult, atât știa, e Dumnezeul lui Daniel, n-avea alte noțiuni. Căci el este Dumnezeul cel viu, el denuiește veșnic, împărăția lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, el face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Deci de la această experiență și-a dat seama că Dumnezeu face multe alte lucruri peste tot în univers. De aceea să ne bucurăm de Domnul care lucrează în diverse forme. Dar vrea să lucreze prin ai săi și pentru ai săi. Povesteau frații din Ucraina un caz dintr-o închisoare, dintr-un lagăr din Siberia, când un frate, fiind la muncă într-o zonă, era complet epuizat. Și a zis, Doamne, nu s-ar găsi cineva să-mi aducă puțină mâncare. S-a rugat, nu mai știu exact, în ziua aceea, în cel pruna din zilele următoare, a venit un copilaș de la satul cel mai apropiat de lagăr și i-a dus mâncare. Și l-a întrebat, cum? A zis, mama și eu am visat același vis, că aici este un om tare flămând și ne-am temut că dacă nu facem așa se întâmplă ceva rău. Și fratele a spus, Dumnezeu v-a pus, că eu lui m-am rugat, n-avea cine să vă trimită. Deci Dumnezeu vrea să folosească copiii săi și în raport cu copiii săi să se descoperă lumii.
Dumnezeu de la un centru ca Israelul a pornit, știți, le-a spus și apostolul, să meargă peste tot. Așa vrea Domnul să se facă de cunoscut societății acesteia. Noi suntem datori să vestim minunile lui Dumnezeu, să arătăm lucrarea lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Încheiem spunând că în atingerea obiectivului său, ca să fie cunoscut de toți oamenii, Dumnezeu folosește diverse moduri, are această putere. El vrea să fie cunoscut. Și în legea aceasta recitesc din Psalmul 83, versetul 18. Este ca și o dorință care trebuie să rămână și în inima noastră. 83:18. Ca să știe că numai Tu, a cărui nume este Domnul, Tu ești cel prea înalt pe tot pământul. Vrei să se știe asta? Păi mai întâi să o credem, să o dovedim și apoi să ne rugăm și să lăsăm pe Domnul să ne folosească. Și când vor ajunge oamenii să-L cunoască, ce le rămâne? Sau ce avem noi de făcut care îl cunoaștem? Să-L slăvim, să ne închinăm cu evlavie, cu respect. În fața unei asemenea Dumnezeu trebuie să te comporți ca atare. El îți conferă și siguranță, dar și o atitudine de pocăință, și o atitudine de laudă la adresa Lui. Altfel nu se poate. Adică îl cred că El este stăpân, că El ne poartă de grijă, că le poate face pe toate, controlează toată lumea și în același timp eu nu țin cont de asta. Atunci chiar exact în ispita în care este lumea. De aceea zice în Psalmul 76, versetul 10, omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Deci și oamenii de lume ajung uneori să recunoască lucrările lui Dumnezeu. Dar cât despre noi, citim în încheiere Psalmul 77, versetul 13. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Adică așa cum tu procedezi, este cel mai minunat, este fără greșeală. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Întrebarea asta nu-i pentru noi. Sau dacă ne-o punem nouă, doar așa ca încă o dată să spunem binecuvântat să fie Domnul pe care îl cunoaștem. Dar merită să o punem altora. Care Dumnezeu este ca Dumnezeul nostru? Aduceți dovezi, zicea profetul Isaia. Cântăriți-vă argumentele. De aceea, cred că este corect și drept pe baza celor scrise în Scriptură și a experiențelor pe care Domnul ne le-a dat să avem încredere, căci Dumnezeu controlează lumea. Chiar dacă acum, așa doar cum se vede, și totuși se vede, dar vine vremea când împărăția lumii în mod definitiv și absolut va trece mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va părăți în vecii vecilor. Atunci se va împlini rugăciunea Tatăl nostru pe deplin și toate promisiunile sfinte și atunci noi vom avea acea bucurie că încă de acum ne-am încrezut în El, cum zice Isaia, acesta e Dumnezeul nostru în care ne încredeam, că vine mântuirea și iată că vine. Vine cu putere și brațul Domnului merge înainte și răsplătirile cu El. De aceea să fim cu teamă înaintea Domnului și să-i slujim cu frică, dar în același timp cu bucurie. Amin.